seara, prieteni, bine v-am găsit la Sfântul Burgean. În această seară vorbim despre handbal și vedem ce planuri are secția de handbal de la CSM Târgu Jiu după un prim sezon, să-i spunem reușit, sau să-i spunem sezon, pentru că s-a întrerupt până la urmă, a înghețat campionatul în divizia. Dar semnele au fost îmbucurătoare, suntem pe drumul cel bun, am văzut și publicul a revenit la sală și tocmai de aceea o să vedem ce planuri au conducătorii secției de handbal și ce ne rezervă sezonul viitor, pentru că deja au fost câteva schimbări anunțate la echipa din Târgu Jiu. Alături de mine în această seară sunt expertul secției, Dani Dieș, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Și în premieră la Sportul Gorjean, Andrei Enache, antrenorul la CSM Târgu Jiu, care va fi și secundul lui Liviu Andrieș la echipa mare din campionatul următor. Bună seara, Andrei, și bine ai venit! A fost un sezon, să-i spunem, reușit. Din păcate n-a avut finalitate și spun din păcate pentru că am avut câteva meciuri grozave chiar aici la Târgu Jiu. Am reușit să ne batem cu echipele mari, ceea ce pentru o echipă nou formată nu e deloc lucru mărunt. Dacă ne gândim și cam pe unde era handbalul feminin înainte de CSM Târgu Jiu, am văzut o mostră la LPS Târgu Jiu și ce s-a întâmplat acolo, bine, au fost poate și pași în direcția potrivită, dar eram totuși departe de a ne bate cu echipele profesioniste. Acum, ce ne poate rezerva viitorul? Suntem optimiști în ceea ce privește nouul sezon competițional? Da, suntem optimiști. Eu cred că privim scurta noastră istorie de aproape un sezon în spate cu încredere și eu zic că putem să facem lucruri frumoase în viitor. Mă bucur foarte mult că am reușit să închegăm, să zic așa, acest club. Eu pot să vorbesc despre secția de handbal, dar și la basket s-au întâmplat lucruri foarte frumoase. Așa e. Și eu zic că e de bun augur că am început cu dreptul, cred eu că am început cu dreptul, nu se aștepta nimeni să vină această pandemie și cred că s-a discutat destul despre lucrurile astea negative. Ne dorim să revenim cât mai repede pe parchet, acolo unde noi ne simțim cel mai bine și sper să se întâmple în curând. Despre ce a fost, ce să spun, a trecut, într-adevăr, au fost lucruri, zic eu, mărețe, într-un fel, ținând cont că am început eu așa puțin timid. Ca orice început, acum e normal. Așa e, mulți aveau așteptări de la noi, erau și anumiți contestatari. Am reușit în cele din urmă să facem pe partea de copii 6 grupe și să clădim o echipă de divizia A din nimica, care la sfârșitul sezonului s-a clasat pe locul 3. Într-adevăr, nu s-au încheiat toate etapele, nici la junioare, nici la junior, nici la echipa de divizia, dar probabil și sper eu din suflet de acum înainte să se încheie și să fie așa cum trebuie. Andrei, o muncă extrem de importantă la junioare 3, rezultate foarte bune și acolo, deși să spunem că atunci când vorbim de copii, poate nu rezultatele ar trebui să fie exact în prim planul. Discuțiile pe care le-am avut la înființarea acestui club alături de Dan și de cei implicați a fost tocmai crearea unei piramide și creșterea viitorilor sportivi, pentru că este foarte important ca atunci când vrei să faci performanță să ai o piramidă formată în spate care să-ți producă jucători, să-ți crească, să le implementezi o anumită filozofie și credem împreună că ăsta este cel mai important lucru. Iar rezultatele pe care le-am avut alături de fete, într-adevăr, s-a văzut o creștere foarte importantă în jocul lor pentru că au muncit foarte mult. Cred că pentru vârsta lor, să nu uităm că sunt copii de 13-14 ani, au făcut sacrificii enorme, pentru că antrenamentele erau undeva la ora 20 seara. Ori pentru copii să aibă școală, să vină la antrenamente, să stea până la ora 10 uneori în sală, nu e ușor, dar cu toate astea și-au dorit foarte mult și își doresc foarte mult să facă sport de performanță, ceea ce e un lucru îmbucurător pentru noi, pentru că este principalul obiectiv pe care ne l-am propus atunci când am plecat la drum cu acest proiect. Am putea spune că, referindu-ne bineînțeles la handbalul juvenil, se vede această emulație creată de o echipă de senioare? Da, da, e clar că finalitatea trebuie să fie o echipă de senioare. Adică
peste tot proiectele sunt cam asemănătoare, pentru că în momentul în care crește anumiți copii și ei vin la sală, își creează modele, văd anumite jucătoare, e normal că își doresc să ajungă la fel ca cele pe care vin și le urmăresc, și pentru el e o încântare. Adică în momentul în care echipa de senioare avea meci, se întâmpla ca noi să avem meci în deplasare și simțeam cumva o tristețe oarecum după ce termina meciul, întrebau dacă putem să ajungem, dacă avem timp, și bineînțeles că de multe ori se întâmpla să nu ajungem la meciuri, dar repet, finalitatea trebuie să fie asta și e foarte important ca ele să aibă modele și să vadă pe parchetul sălii o echipă de senioare. Și au fost de câteva ori momente în care toate juniorile au participat, au fost în sală ca și spectator, să spunem așa, la meciurile fetelor de divizia și chiar s-a bucurat, mă aduc aminte cu drag, la după meciul cu Mioveni și după meciul cu Craiova, au venit toate și au sărbătorit pe parchet, două victorii foarte importante. S-au făcut poze, adică s-a creat o emulație între ele. Și asta ne-am și dorit. Da, este normal să spunem că... Bine, am văzut că a fost public și la meciurile juniorelor, de multe ori chiar un public foarte numeros, dar cam ce au simțit ele atunci, fetele mai mici? Au zis ce frumos este să joci cu publicul ăsta, ce frumos ar fi ca într-o zi să ajungem și noi aici, da, și așa mai departe. Asta și-am imaginat și asta își dorește orice copil. Mă duc aminte și eu când eram junior și mergeam la echipele de seniori și vedeam cu toată lumea, îi aplaudă, poate îi iau un autograf la sfârșitul meciului. Asta îmi doream și asta mă încurajează, mă încuraja atunci ca să fac sport de performanță. În schimb, dacă tu nu ai o finalitate, cum ar fi, să zicem, o echipă de divizia A sau poate chiar mai târziu o echipă de Liga Națională, atunci te îndrepți ușor către alte cluburi, cu foarte multe junioare și foarte mulți copii înainte merg către Vâlcea, pentru că se știa că acolo e o tradiție în handbalul feminin și normal, ca și părinte fiind, te gândești, mă, ce finalitate are copilul ăsta? Ok, bun, eu îl cresc în Târgu Jiu, este antrenat cum trebuie, dar la un moment dat, dacă vine o echipă ca și Vâlcea și spune, uite, noi putem să oferim anumite condiții pentru copilul tău și poate să crească altfel, poate să facă o facultate aici, să și joace la echipa de divizia, e normal că îl duci acolo. Noi asta ne dorim să facem în Târgu Jiu. Și eu zic că am pornit bine. Chiar zic că am pornit bine. Fiind conducătorul secției, e normal să te întreb primul, care a fost această rațiune din spatele deciziei ca Andrei Enache să fie și secundul lui Liviu Andrieș din sezonul viitor? Păi sunt mai multe. Deci, primul motiv a fost faptul că în divizia A și într-o echipă de seniori nu cred că e destul un singur antrenor. Normal, am început cu un singur antrenor, cu Liviu Andrieș, antrenor principal, dar mă refer atât în handbal cât și în basket, nu cred că în momentul de față poate să facă față, să se ocupe de absolut tot ceea ce trebuie ca să funcționeze cum trebuie o echipă de divizie sau de ligă. Asta e un motiv. Al doilea motiv ar fi că Andrei Enache îl cunosc foarte bine și știu ceea ce poate. Din punctul meu de vedere este un profesionist. În primul și în primul rând iubește foarte mult acest sport și se implică și cred că tranziția dintre junioare și senioare a fost un motiv în plus ca să îl propunem și să-l promovăm într-un fel ca și antrenor secund al diviziei A. Eu mă gândesc că în viitor, în 2-3 ani de zile, o să fie fete care pot să facă acest pas către divizia A de la noi din județ și trebuie să crească, știu eu, în același fel, să meargă pe aceeași linii, și atunci o colaborare între antrenorul de la divizia A și un antrenor de la juniori. Da, e firească, pare normal. E firească, e normală și trebuie să meargă toți pe aceeași direcție. Acum, Andrei, cât de dificil va fi pentru tine să ocupi aceste roluri și, pe de altă parte, cât de entuziasmat e să faci parte din echipa mare? Cu siguranță am primit vestea și propunerea cu un mare entuziasm și sunt convins că, împreună cu Liviu, având amândoi experiență
bogată, zic eu, în handbalul de înaltă performanță, el o experiență mai mare ca și antrenor, pentru că e antrenor de mulți ani. Sunt convins că împreună putem face lucruri foarte bune și putem colabora foarte bine. Iar în ce privește timpul pe care probabil munca suplimentară, și munca, da, după cum a zis și Dan, chiar sunt foarte pasionat și nu o privesc ca pe o povară, ci dimpotrivă. Îți repet, am fost foarte, foarte entuziasmat și sunt convins că vom face lucruri foarte bune. Tot ceea ce ține de echipa de junioare, vom încerca, adică împreună cu Dan vom încerca să găsim cele mai bune soluții ca să performăm și obiectivul, după cum am zis și la început, este ca peste 3-4 ani să fie fete care să poată face pasul spre mare performanță, pentru că avem copii cu foarte, foarte bune calități, foarte bune calități. Și e păcat să nu profităm de asta, pentru că sunt foarte pasionați, sunt foarte implicați și atunci, cu siguranță, în momentul în care muncești foarte mult, întotdeauna asta face diferența între un sportiv de înaltă performanță și un sportiv mediu, să zic. Și atunci, eu sunt convins că din generația asta, pornind cu junioare, cu fetele născute 2005, 2006, 2007, sunt convins că în fiecare an, dacă vom face lucrurile așa cum trebuie, vom reuși să scoatem 2-3 jucătoare, ceea ce ar fi pentru un județ sau un oraș ca Târgu Jiu și județul Gorj, ar fi un foarte mare plus. De-a lungul timpului, cel puțin eu asta am observat, mai ales când aveam echipe reprezentative de nivelul primei ligi, vorbesc de Pandurii, vorbesc de Energia, la ambele secții, handbal și basket, deși la basket este mai greu, este o altă discuție. Am observat că unii sportivi din Gorj, poate extrem de talentați, s-au pierdut. Nu au reușit să facă această tranziție despre care vorbeați amândoi. Acum, Andrei, te întreb pe tine, pentru că le cunoști pe junioare, deja ai un an de activitate, sau mă rog, aproape un an, care sunt riscurile ca aceste fete să nu poată să ajungă la... spre echipa mare, să spunem, sau spre nivelul ligii secunde? Asta. Sau cum ne-am putea proteja talentele, să le facem să, păi să răzbească în prima echipă? Sunt foarte multe variabile pe care încercăm să le luăm în calcul. Dar cred, și am vorbit cu Dan foarte mult despre problema copiilor și am avut, adică avem în continuare în plan să mergem să căutăm copii din tot județul Gorj, pentru că sunt foarte mulți copii la mediul rural care sunt foarte talentați și nu au șansa să facă pasul spre handbalul de performanță. Dar în ceea ce le privește pe ele, tocmai având o echipă de divizia momentan și eventual o echipă de Liga Națională pe viitor, adică lucrurile sunt mult mai simple. Pentru că motivarea lor vine din faptul că atunci când merg la sală își văd modelele pe parchet. Corect. Ai observat ca simplu spectator, poate atunci când mergi la meciuri, ce simți când intri în sala polivalentă? Pentru că e o sală extrem de frumoasă, oamenii la meciuri deja au avut un feedback foarte pozitiv și atunci îți transmit oarecare energie. Gândește-te ele ca jucătoare, ca sportive la 13-14 ani, ca și copilă. Gândește-te ce e în sufletul lor în momentul în care intră pe parchetul sălii polivalente și văd 300-400 de oameni în sală. Pentru ele e un lucru, adică înseamnă foarte mult, pentru că jucând cu 200-300 de oameni în sală, etapă de etapă, automat peste un an, 2-3-4, vor dispărea și emoțiile, va dispărea tracul, pentru că acum sunt meciuri în care emoțiile se simt și sunt normale. Adică discuțiile am cu ele și le spun, emoțiile nu există. Cred că și voi ați avut emoții. Și Robert Băleț a avut emoții. La nivel de ligă, la nivel... E normal. Eu nu am avut... După ani de zile, după 15 ani de zile, tot aveam emoții. Exact. Nu am avut meci. Important să fie constructive. Constructive, da, depinde. Tocmai asta încercăm să construim, că la nivelul lor trebuie încurajate permanent, să le vorbim numai despre reușitele pe care le au, adică încercăm practic să le mentalizăm, să le construim încrederea în ele ca viitoare sportive. Și nu punem presiune pe ele, chiar am încercat de multe ori, am făcut prezentările exact ca și la o echipă mare, cu numărul de pe tricou, cu numele lor. Vă dați seama cât de mândre sunt atunci când își aud numele și la microfon, pentru că le vin prieteni, le vin părinți și poate tocmai de asta a fost foarte multă lume în sală. La primul meci de junioare pe care l-am avut în Târgu Jiu, cred că au fost undeva peste 500 de oameni. Este incredibil, arbitrii și antrenorii adversi ne-au zis, așa ceva n-am văzut nicăieri. Pe lângă seara care este minunată. Și asta demonstrează că la Târgu Jiu există setea asta de sport și dragostea există față de... Ar fi culmea să nu există, pentru că vă dați seama, ne aducem aminte poate cu un oarecare regret că nu mai există.
performanța în Târgu Jiu la nivel de fotbal, handbal și basket, adică eram în primele trei la un moment dat în prima ligă. Orașca și Târgu Jiu, ni s-a dus vestea peste tot datorită acestui lucru. Acum, știi foarte bine că de greu este să construiești un brand. Ori Energia, Pandoria a fost un brand. Iar acum lucrurile au luat-o de la zero și trebuie făcute lucrurile foarte conștiincios, cu foarte mare răspundere, pentru că deja după un an de zile, oamenii au început să vorbească. Vorbesc de handbal, unde noi avem informații și discutăm în țară, în stânga, în dreapta. Oamenii au început să întrebe și au văzut că există seriozitate, banii s-au dat la timpuri. E foarte important, vorbesc de echipa de senioare, e foarte important să-ți respecti promisiunile, pentru că dacă vom reuși să facem asta în 2-3 ani de zile, cu siguranță vom reuși să ducem cumva acest club CSM Târgu Jiu aproape să construim și să ajungem așa cum a fost și Energia. Da, la început a fost puțin, că vreau să completez, la început foarte mulți sportivi sau așa au fost puțin sceptici, au zis Târgu Jiu, ok, uite, s-a întâmplat, s-a desfințat echipa. Scepticismul e justificat. E justificat, da, eu nu vreau să zic și nu vreau să dau în spate în alți pentru oameni. Pentru că chiar înainte vorbeam de Energia, da, chiar înainte vorbeam de Energia și ce s-a întâmplat, vedem acum unde a ajuns Pandurii Târgu Jiu, din păcate avem această capacitate, nu știu, autodistructivă, avem o capacitate de autodistrug. Cel puțin asta s-a întâmplat. Nu am, nu am știut să gestionăm două branduri foarte bine. Andrei a punctat foarte bine. Deci, ăștia au fost două branduri colosale, cam ce ajunsese Energia. Mai ales pentru un oraș mic. Și Pandurii mai e, deocamdată. Pandurii mai este, dar cum să vă spun, faptul că n-am știut să gestionăm această situație este o pată mare și pentru noi, ca cetățeni ai municipiului Târgu Jiu, și pentru noi trei care ne aflăm aici. Păi asta e părerea mea. Eu zic că trebuie să învățăm din locurile astea și să încercăm să nu le mai facem. Pentru că noi am fost acolo în iarbă, să zic așa, iarbă nu este la sporturilor, dar am văzut despre ce lucru, despre ce e vorba, ne interesa atunci doar să jucăm, să ne facem treaba cât mai bine în fața suporturilor, că am primit și scrisori de multe ori din partea lor, nu ne interesa exact alte dedesubturi și nu n-am stat o secundă să ne gândim că se fac, dar probabil s-au făcut și aud acum de multe ori, vorbesc pe la federație sau vorbesc cu alți, poate impresari, știu eu, jucători și îmi spun în felul următor, chiar și președintele federației îmi spunea, măi, de la voi, de la Târgu Jiu, de acolo am vreo 7 plângeri de la sportivi, că n-au primit banii, vorbesc de fostul club. Da. Și vă dați seama că mulți atunci, tu dacă ai în spate un așa istoric, sunt puțin... Sunt precauți, se gândește, normal, trebuie. Sunt precauți, nu știu ce să facă. Ținând cont, totuși, că în spatele nostru nu ne-am bătut joc niciodată și ceea ce am promis, am făcut ca și jucători și după aia ca și antrenori, acum deja ușor au văzut că în Târgu Jiu s-au întâmplat lucruri extraordinare în primul an, banii s-au dat la timp și foarte important pentru jucători și atunci și eu zic că... Deja cel sportiv e continuitate la ambele secții, am văzut și la basket ce se întâmplă, am văzut și la handbal că sunt jucătoare care au venit din afara județului și vor să evolueze în continuare pentru CSM Târgu Jiu, chiar își doresc doar acest lucru pentru că au fost respectate, pentru că este un climat care asigură performanța, pentru că există o infrastructură adecvată. De asta spun că sunt aspecte foarte importante, sunt lucruri care nu există în alte orașe și ar fi păcat încă o dată ca să pierdem o nouă entitate sportivă. Apropo, a reapărut ziarul Accent în Gorj. Acolo are și subsemnat un editorial în care vorbește exact despre acest lucru, dacă putem să oferim această continuitate pentru CSM Târgu Jiu. Cred că suntem obligați, pentru că dacă o să facem iarăși un pas greșit, nu o să mai vină cam asta a fost credibilitatea noastră. Nu o să mai vină nimeni încredere în noi și nu o să mai vină în Târgu Jiu. Da. Păi cam asta, aici ni se duce și ultima formă de credibilitate dacă facem un pas greșit. Și când spun ni se duce, vorbesc de orașul Târgu Jiu, de comunitatea noastră și cam ce am putut arăta prin sport. Și e tare păcat, pentru că avem oameni care se pricep la sport, cum sunteți alături de mine în platou, cum sunt antrenorii de basket și e tare păcat, pentru că dacă ai profesioniști să nu poți să fructifici sau să lucrezi cu această materie primă care, văd eu, este în creștere. Acum, aș vrea să vă întreb, că am văzut că ne putem axa și la handbal și la basket, sau cel puțin ăsta este planul pe jucători autohtoni. Acum ceva vreme
chiar un an sau doi, mi se părea o utopie să spun că la handbal am avea o bază atât de mare de selecție încât chiar și în 5-10 ani să avem o selecționată formată în mare majoritate din jucătoare din Gorj. Eu cred că totul depinde, sincer, acum o să fiu cât de franc pot și cât de sincer cu putință, totul depinde de cum îi atragi și de antrenori. Contează foarte, foarte mult. Pentru că din punct de vedere al infrastructurii, în Târgu Jiu există săli, există tot ceea ce trebuie pentru a face sport de performanță. Dar contează foarte mult materialul uman și aici mă refer la antrenori. Trebuie să fie implicați, trebuie să, dacă e să o luăm de la zero, ei trebuie să meargă prin toate școlile, să caute copii care sunt talentați. Poți să-i observi dacă știi cât de cât handbal, mă refer acum la handbal sau basket, îți dai seama dintr-un antrenament copiii care sunt înnebuniți după sport, care au înclinații către sport. Și atunci, fiind un club CSM care nu, la care nu plătești taxe, ai un echipament asigurat, da, ai condiții foarte bune, poți să-i atragi pe copii. Pentru că noi facem parte și dintr-un proiect, Andrei este președintele clubului ACS Infinite Târgu Jiu, e un club proiect privat, demarat în urmă cu exact ceva ani. Eu din acest proiect m-am retras și sunt doar antrenor voluntar, pentru că nu am vrut să am niciun fel de problemă și nu am beneficiat în niciun fel cu ACS-ul de pe urma CSM-ului. N-am vrut să facem niciun fel de colaborare și chiar din contră am cedat foarte multe jucătoare pe care le-am crescut 2-3 ani de zile fără a avea niciun beneficiu. Dar asta e altă discuție. Ideea e în felul următor. Ce vreau să atrag atenția și asta am vrut să punctez. Sunt copii care vin și plătesc la un club privat ca să facă handball. Da, păi de-aia e club privat. Trebuie să trăiască și oamenii care antrenează. Da, și am avut undeva în două luni de zile peste 40 de copii. Peste, nu, Andrei? 40, da, da. Deci peste 40 de copii. Deci nu poate nimeni să-mi spună că, virgulă, copiii nu își doresc să facă sport. Dacă știi cum să-i atragi, dacă știi cum să-i aduci către sport, pentru că acum dacă ar fi culmea, vin la primul antrenament și îi, o să le fac un antrenament foarte greu din punct de vedere fizic, de o să-i leșin, nu o să mai vină niciodată. Nu putem vorbi de antrenament fizic la copii. Deci. Exact. Și atunci trebuie să știi cum să-i atragi, avem o anumită experiență în spate și noi o să vrem să facem o colaborare foarte bună și așa. Și vrem să mergem de la cluburile private, de la LPS, din... Cum trebuie să adunați tot ce e mai bun. Din Rovinar, din județ, sau poate chiar, mă rog, exact, regiune. Eu zic că e un potențial foarte, foarte mare. Poți să atragi și să faci ceva cu copiii, dar e foarte important să fii susținut, să fii implicat și atunci, cu siguranță, eu zic că o să avem copii talentați și cu siguranță să fie copii talentați și sunt copii talentați pentru că noi am văzut chestia asta. Bun, să dăm un ochi și pe pagina de Facebook a emisiunii. Le mulțumim tuturor privitorilor. Întreabă cineva de la pagina Blue Boys 62. Întreabă-l pe domnul Ilieș despre transferul, dacă s-au făcut sau dacă urmează să se facă și ce planuri au pentru următorul sezon în materie de transfer. Da, deocamdată nu avem absolut nimic concretizat. Adică ce să spunem că mai e o perioadă semnificativă până începe campionatul. Da, și cea mai mare problemă este această incertitudine. Pentru că nu știm exact ce o să se întâmple. Adică dacă noi știam de la 15 iunie, de la 1 august, de la 1 iulie, puteți să dați drumul la antrenamente fără nicio restricție. Așteptați o decizie de la guvern. Da, și asta nu depinde de noi. Pe de altă parte, noi în fiecare zi și cu Andrei, cu Liviu Andrieș, cu Robert Băleș, toți care suntem implicați acolo, căutăm și în stânga și în dreapta cele mai bune soluții pentru Târgu Jiu. Și ce înseamnă cele mai bune soluții? Adică, pe bani foarte puțini, jucători foarte buni. Știu că e greu, dar cu ceea ce putem noi să-i atragem, e seriozitate despre ceea ce vorbeam mai înainte. E echipa care profesionistă din spate, și aici mă refer la antrenori în primul rând, dorința de a juca și de a se ridica. Pentru că cel mai bun exemplu pot să spun că este Dumanska, care a fost un an de zile la noi, a venit pe niște bani foarte puțini. Nu am atât de anumiți consilieri locali. De anumiți consilieri care nu știu pe ce lucru. Că joacă pentru CSM Târgu Jiu, nu pot să trec peste lucrul ăsta. Nici eu nu o să trec și o să, poate că nu o să fie cazul să spun, dar nu cred că e cazul acum să-i aducem în discuție. Dumanska care vrea să joace pentru România.
Și o să joace cu siguranță. Și o să joace, da. Așa face și sora ei. Noi n-am adus-o doar așa pe ochi frumoși, să spun, în Târgu Jiu. Noi ne-am interesat despre ea. Am văzut că își doresc foarte mult să facă performanță în sport. Erau la 19 ani, atât ea cât și celelalte două ucrainienci pe care le-am adus, și una dintre ele sunt bucuros să spun că o să rămână aici pentru următorii minim 2 ani, să zic eu așa, o sportivă de perspectivă. Cu Dumoasca însă a fost altă discuție, am promutat-o pe un an de zile, nu puteam să-i oferim ceea ce i-a oferit Cluj, o echipă de prima divizie. Deocamdată, relațiile noastre sunt bune în continuare cu ea, nu se știe ce o să se întâmple în viitor, dar n-am vrut să sărim calul, adică dacă bugetul ăsta l-avem, ne-am limitat la acest buget și, într-un fel, vă dați seama, ne-a părut rău că a plecat, dar exemplul ăsta a fost pozitiv pentru alte jucătoare. Da, trebuie să luăm părțile bune, într-adevăr. Marina Dumanscă ajunge în Liga Florilor după niciun sezon terminat, să spunem, la o echipă nouă înființată, ca CSM Târgu Jiu. Exact. Și asta a fost un exemplu foarte bun pentru multe jucătoare, că probabil, acum să răspund și la întrebarea celui care n-am reținut exact, da, galerie, Blue Boys 62. O să fie cu siguranță transferuri, zic eu, tot așa, de jucătoare tinere, pentru că jucătoarele consacrate la un anumit nivel ne cer mult mai mulți bani pe care noi nu-i avem în acest moment și nu-i putem oferi. Și atunci încercăm să facem cumva, știu eu, să îmbinăm cu utilul, cu plăcutul, adică la anumite sume de bani să vină să se afirme aici, și dacă noi în viitor nu o să le putem oferi mai mult, nu e nicio problemă, ne strângem mâna și ele pot să meargă mai departe. Eu sper din suflet, și asta îmi doresc, să le putem oferi mai târziu și pe bună dreptate să le oferim. Acum o să vedem exact cum o să decurgă lucrurile, pentru că e puțin destul de încălcit tot ce se întâmplă, nu se știe exact când o să fie barajul pentru promovare, unde cele două echipe care au avut bugete de nu știu câte ori mai mari ca și al nostru, Mioveniu și Ploieștiu, sunt direct implicate și își doresc amândouă să ajungă în prima divizie, și să nu uităm că pe cea de pe locul întâi, Mioveniu, am reușit să o învingem acasă și asta a fost pentru noi o mare performanță, de ce să nu recunoaștem, dar rămâne de văzut cu cine o să fim în grupă, rămâne de văzut ce echipe poate o să se înființeze noi sau o să se reînființeze, din ce informații avem. Da, și rămâne de văzut, da, cam ce putem face. Da, exact, pentru că face. E tardiv acum să ne propunem anumite obiective și să nu știm exact. Mai aveți puțin de așteptat din punctul ăsta de vedere, adică până da, să pe altă parte, stabil configurația. Da, pe de altă parte, asta serilor și așa mai departe. Cu o grămadă de și impresari, și jucătoare, și antrenori, ne-am luat toate informațiile. Dacă e să facem un transfer, să nu fie, știu eu, în zadar sau să ne păcălim. Bine, e normal, e de multe ori poate și o loterie. Faci un transfer foarte bun și, Doamne ferește, se accidentează după 2-3 ani. Se accidentează, nu se adaptează. Sunt lucruri, până la urmă, normale în viața sportivilor sau destul de frecvente. Nimeni nu garantează că am văzut jucători precum Rivaldo, să dau un exemplu la fotbal, de la Barcelona la Milan, vine și nu înseamnă că rupe gura târgului în Italia. Exact. Și lucrurile astea se pot întâmpla. Exact. Acum că vorbim, văd că s-a uitat și Florina Catrinei la noi și vorbeam despre perioada energiei. Vă felicită și vă urează multă baftă. Andrei, cât o să mai depănăm amintirea? Adică CSM Târgu Jiu, în opinia ta, poate ajunge la un nivel superior, poate intra în prima ligă și de ce nu, dacă viitorul va fi luminos, dacă vom găsi și sponsori, că până la urmă banii dictează în sport, orice s-ar spune, vom găsi și sponsori de calibru Complexul Energetic Oltenia sau, mă rog, alții investitori dornici să ajute echipa de handbal, se poate ajunge, nu știu, în turle preliminare de cupe europene și așa cu mai siguranță. Departe, bine? Cu siguranță se poate ajunge și dacă ne păstrăm linia cu care am plecat la drum, sunt convins că pe termen mediu, nu termen lung, putem avea performanțe notabile, pentru că, după cum ai punctat mai devreme, oamenii sunt aviți de sport și practic avem toate pârghile necesare pentru a duce acest club acolo unde noi credem că îl putem duce, în sensul că putem să facem pasul spre prima ligă cu siguranță, după care
e foarte important de văzut bugetul și mai departe, pentru că în prima ligă este cu totul altceva, ca și la fotbal, ca și la handbal, diferențele sunt foarte mari și atunci cred că e mult prea devreme să vorbim despre asta și ar trebui să luăm lucrurile pas cu pas. După cum am zis, dacă vom reuși să facem asta și vom reuși să venim din spate cu, în fiecare an cu 2-3 jucătoare, atunci lucrurile ar putea fi mult mai simple, pentru că în momentul în care îți vin jucătoare din propria pepiniere, automat costurile sunt mult mai mici și poți spera să reușești să performezi până la un anumit nivel cu multe jucătoare locale, dar până acolo e destul de mult de muncă. Și mândria, scuze că te întreb, și mândria locală, gorjenească, adică dacă ai jucătoare din propria pepinieră și știi că fac parte de aici, că s-au născut în Gorj și au crescut și s-au dezvoltat, poate așa putem să atragem și pe alți sponsori local cu mândrie de a se spune, bă, copiii noștri trebuie să-i ajutăm, trebuie să venim cu bani. Dar bineînțeles, contează foarte mult. Sunt fete crescute, sunt fete crescute și copii crescute. Acum am evitat puțin subiectul băieți, dar să nu se înțeleagă greșit, nu avem, într-adevăr, pe băieți am plecat pe o generație mai mică, pentru că cei de la LPS aveau generații bune mai mari. Chiar vreau să precizez că avem o legătură foarte strânsă cu LPS-ul, de asta am... Altfel nu văd cum se pot face. Și e normal să aveți o legătură strânsă cu LPS-ul, da. Divizia A nu a făcut la băieți pentru că era UCB-ul și nu avea sens. Nu se știe în viitor, în funcție de ce o să se întâmple, de ce nu se dea Dumnezeu dar să avem... Dar e exclusă o colaborare cu UCB, Târgu Jiu? Nu este exclus absolut nimic. De ce să fie exclus? Orice colaborare care e benefică pentru orașul Târgu Jiu este benefică. Acum ei și-au rupt odată gâtul, ca să ne exprimăm metaforic. UCB-ul? UCB-ul, da. Au anunțat cu Sule și Trâmbițe că promovează și a ținut cam o jumătate de sezon minunea. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu au gestionat probabil bine bugetul sau n-au încasat toți banii pe care sperau să-i încaseze, n-au obținut tot sprijinul pe care îl anunțau la începutul campionatului, sincer, dar s-a rupt o echipă frumoasă acolo. Sincer, adică... nu știu despre ce e vorba și nu vreau să mă bag într-o bucătărie pe care eu nu o stăpânesc. Păi nu, asta s-a întâmplat, sunt doar faptele, nu zic să evidențiem acum vinovații. Era un meci sau două și erau emulații. Era, se crease o emulație, da, jucau, nu era sala Sportul Gata, jucau acolo, se făcuse o echipă foarte frumoasă, chiar din foști componenți ai energiei, chiar foști componenți ai energiei vor lua acolo și dintr-o dată la jumătatea sezonului. De asta zic, noi Clubul Sportiv. De asta trebuie să gestionăm bine fiecare proiect. Păi, nu avem control Clubul Sportiv. Pentru că UCB și-a pierdut atunci credibilitate. Orice mi-a spune oamenii din conducere de acolo, din păcate, atunci au luat o palmă. Nu știu din vina cui, dar au luat o palmă și nu se uită așa ușor. Nu au fost implicați cu absolut nimic. Doar au fost ca spectator la două. De asta zic, poate o colaborare cu CSM, poate pe viitor, pentru că și aici bugetul este foarte limitat la CSM pentru performanțele pe care noi le-am avut odată, să fim serioși, că nu se compară. Da, e enorm. Nu se compară absolut deloc, da. Dacă e să facem o comparație între salarii. Dar nu știu, poate la primă de meci cu un salariu unui jucător, da? N-are rost să intrăm în detalii. Putem vorbi despre detalii. De performanțe în momentul în care ai un buget. Nu e cum, orice ar fi. Deci e clar că trebuie să fii susținut din punct de vedere financiar și politic, oricât ne-ar place sau nu, trebuie să fim... Dacă nu ești susținut din punct de vedere financiar și politic, nu ai șanse să faci sport de performanță. Aici o parte a fricii mele. Politicul. Pentru că politicul poate să fie și foarte destructiv. Da. Și am văzut, acum că... Nu că fac, nu știu, că ridic pe ceva în slăb, noi am fost susținut de către primarul Marcel Romanescu. Da, știu că primarul Marcel Romanescu s-a implicat foarte mult, dar din păcate... Toate a venit și la meciuri de juniori, a fost cu noi prezent în atâtea locuri, e incredibil. Este lăudabil ce s-a întâmplat, dar din păcate, și asta poate să-mi spună oricine contrariu, până nu, cel puțin... Din scurta mea experiență, eu n-am văzut că atunci când ai un consiliu local potrivnic, lucrurile să meargă ață, da? Da. Să meargă perfect. Atâta timp... Multă lume spune că nu are legătură sportul cu politica. Ba, are. Din păcate are legătură sportul cu politica. Da, pentru că ei dictează ceea ce... Și am văzut că au apărut... Direcția. Au apărut unele șicane. Exact. Da. Mai avem puține minute la dispoziție. Acum, referitor la declarația de astăzi, am auzit-o.
poți să fii consilier, adică îți dorești un post de consilier local și crezi că prin acest lucru poți să sprijini și mai mult CSM Târgu Jiu, activitatea sportivă și așa mai departe? Sincer, mi-aș dori. De ce să nu spun nu? Și vă spun de ce, pentru că am stat să mă gândesc de mai multe ori, mi-a propus o domn primar Marcel Romanescu, mi-a spus în urma colaborării pe care noi am avut-o și zic eu o colaborare foarte bună la CSM, am văzut ce fel de om este dânsul, probabil dânsul a văzut ce fel de om sunt și mi-a propus o colaborare pe partea aceasta, mi-a spus cred că e nevoie de oameni ca și voi, oameni care nu au fost implicați până acum politic, oameni cu credibilitate, pentru că am demonstrat, zic eu, de multe ori că am o credibilitate în spate și lucrurile pe care le-am făcut le-am dus la bun sfârșit. Am văzut în politică de multe ori că oamenii vorbesc foarte mult și fac foarte puțin. Nu că acum sunt eu diferit, dar cred că am demonstrat prin proiectele pe care le-am avut. Sunt cazuri că dacă s-ar materializa toate promisiunile, poate am duce-o și noi ca societate mult mai bine. Cel puțin Elveția și nu are sens să vorbim despre asta. Și de multe ori am criticat politicieni și de la un partid și de altul ca un simplu om. Pe pagina mea de Facebook n-am avut nimica de regretat, de ce să nu spun punctul de vedere. Și am zis, totuși ar fi bine să mă și implic. Am auzit la un moment dat o emisiune la radio în care spuneam, oameni buni, voi de ce nu vă implicați? Dacă tot aveți ceva de comentat, tot timpul aveți ceva de spus împotriva politicii și eu zic că sunt tânăr, am putere, am forță, poate fi o provocare pentru mine. Dar mie mi-a plăcut provocările tot timpul, nu cred că nu aș face față. Acum rămâne de văzut dacă ce o să se întâmple, dacă o să fie cu adevărat sau nu. Indiferent de ce o să fie, eu vreau să spun că îi mulțumesc foarte mult primarului Marcel Romanescu pentru că ne-a susținut și nu doar pe mine, a susținut sportul de la nivel de copii și de câte ori am avut nevoie ne-a ajutat. Nu pot să întorc spatele unui om care a fost alături nu numai de mine și știe și Andrei, a fost alături de noi, ne-a susținut când nu avea absolut nimic de câștigat, nu avea... De multe ori a venit cu noi pe la Vâlcea, la Craiova, mulți mă întrebau cum e posibil să vină un primar la echipa de juniori 3. E posibil să mai vină și primarul. Avea discuții proiectul CSM înainte ca el să fie înființat, deși da. Mulți ani în urmă. Mulți ani și înainte să fie primar. Adică nu aveam nicio... Vreau să fac chestia asta foarte mult pentru sport. Acum ce s-a întâmplat? Eu fiind acolo și ajungând la CSM, am participat la câteva ședințe de Consiliul Local și am văzut despre ce e vorba acolo. De multe ori oamenii poate nici nu stăteau să se gândească dacă e spre binele... Acum poate unul să mă înjure sau... Nu stăteau să se gândească neapărat dacă e spre binele clubului sau nu... unele decizii, pur și simplu făceau invers pentru că domnul Marcel Romanescu asta trebuie evitat. Asta trebuie evitat ca să aibă cu și clubul ăsta continuitate. Nu vreau să mă bag în politică mai mult pentru că nu mă pricep, dar cred că aș nici face... Nici nu mă bag în politică mai mult în momentul de față, dar se vede când e o altă direcție. Dar adică dacă o să intru în politică bine, cu siguranță o să mă implic la maxim și o să fac pentru sport. Nu vreau să mă bag în politică pentru altceva. Mai multă, multă... Nu am avut niciodată de câștigat nimic din... Tu te-ai gândit, Andrei, să completezi cu politica. Eu sunt la început de drum, și îmi doresc foarte mult să ajung acolo unde cred că pot. Și atunci am mult de muncă în domeniul ăsta. Dar un dacă lucru... vine vorba de politică, pare... Nu, un lucru e singur și chiar am fost astăzi întrebat de către anumiți jurnaliști dacă ar fi să fiu incompatibil, dacă aș renunța la partea de sport și am zis cu siguranță 100% nu, pentru că nu, că mai sportul, avem nevoie și de oameni de sport, că politicieni sunt prea mulți. Sportul știu, dar avem nevoie și de oameni care să susțină sportul. Avem nevoie și care să știe eu puțin. Sper, adică sper. E foarte greu, scuze că te întrerup, e foarte greu să vină cineva să-mi spună acum despre spambal, nu mă refer la tot sportul, poate care nu l-a făcut niciodată și să-și dea cu părerea să-mi impună anumite lucruri. Nu o să fiu niciodată genul de om care o să bag capul în pământ și o să zic da, aveți dreptate. Da. Domn primar Românescu n-a făcut chestia asta niciodată. Din păcate nu mai avem timp. Eu sper ca oamenii aceștia, chiar dacă din toamna aceasta vom avea un primar de o culoare și un consiliu local de altă culoare sau un consiliu local potrivnic, cum a fost în ultimii ani, sper ca oamenii aceștia să se pună la masă și să lucreze spre binele clubului sportiv municipal, pentru că este păcat să pierdem încă un brand care se creează încet, încet și să ne pierdem de tot credibilitatea. Domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această seară la Sportul Gurgean. Doar ceva vreau să punctez.
Noi avem copii, copiii anumitor oameni care sunt din toate partidele politice și știu cum de asta sunt. Sportul nu trebuie să aibă culoare. Nu avem nicio legătură. Culoare politică. Exact, asta spun. Asta trebuie să primeze până la urmă copiii să aibă un viitor. Și cred că toți părinții sunt conștienți, indiferent că de la ce partid sunt, că asta trebuie făcut. Da, și toți vor bine. Nu mai avem timp. Colegul Bogdan deja e puțin iritat că am stat 3 minute în direct. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Eu sunt Cătălin Pasăre, ne vedem în fiecare marți la 20 și 15 minute. Până atunci, să auzim noi de bine.